No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de... De ce vreau să zic World of Warcraft, nu știu. De Far Cry. Data trecută, după cum vă aduceți bine aminte, am făcut rost de arma asta nouă. Stai să prind o lanternă, că nu văd nimic pe aici. Bun. Deci mi-am luat damage dacă am căzut în apă. Ok. Data trecută mi-a dat ăștia arma asta nouă. Super belea, deci are și modul ăsta de sniper. Poți trag și cu rachete. Bine, am rămas fără rachete, dar asta e altă parte. Bun. Mi-am luat și bătrânul shotgun. Dăm cu amuniția. Bun. Hai, dar pe acelea să vedem ce avem. Gloanțe. Unțe de shotgun. E, perfect. Oho, HP. Deci armura mai era bună. Să am și eu full de armură. A dat jos pe scară. Poc. Cred că mai mult shotgun o să-l folosesc în episodul ăsta. Așa presimt. În acest moment când eu filmez, nu am internet și nici la... Parcă să auzeau pagina, cred că erau ei mei. În acest moment când filmez și nici la episodul anterior de Far Cry, n-am avut internet. Și ce am putut să filmez fără internet, în afară de Far Cry? Bine, mai am Half-Life 2, dar chiar, nu știu, parcă n-am chef de Half-Life 2. Parcă mai fain e Far Cry, nu știu. Vă, cum vi se pare? Lăsați-vă părerea în comentarii. Ok. Mai vine unul. Cum a rămas la crăcit acolo. Hai că e fain că în jocul ăsta, când omor pe unul, rămâne ca la CS. În diferite poziții ciudate. Bun, l-am luat pe ăsta, mi-a dat armură. Ai de capul meu, vine unde ăsta. Hai cuțu. Doar ăsta a fost sau mai e vreunul? Bine că l-am văzut că venea pe acolo. Hai mă urcă. Stai. Am auzit un monstru. Poate chiar doi. Hai mă, veniți încoa. Încă unul. Hai mă, așa. Ia, mai bine vreunul. Nu cred. Bun. Încarcă. Hai da jos pe scară. În caz că vă întrebați ce este chestia asta, nu știu dacă m-am zis și în episodul anterior. Sunt niște ochelari detector de căldură. Dacă e vreun monstru invizibil sau întuneric într-o încăpere, e cel mai bine să-i folosesc pe aceștia. Din păcate au baterie și se consumă repede ca un Outlast. Uite unul acolo. Era. Ia să mai folosesc și o shotgun-ul. Ia te-l ai mă și pe cuțul ăla acolo. Hai patrocle, hai cuțu, hai că mai vine unul. Da, cred că da abia îl mângâi. Pe distanța asta sau nu? Hai că l-am omorât. E fain că shotgun-ul în jocul ăsta are 10 gloanțe. Mai bun ca cel din Half-Life 2 shotgun-ul ăsta. Așa cred eu. Mă, câte urme de gloanțe l-am lăsat acolo.
Stai. S-aud pași. Cum l-a lăsat pe ăla acolo? Ce mișto a rămas ăla. Hai că am găsit un bug la joc. Acela în stânga. Se vede prin perete. Ăla avea shotgun. Dacă îmi dădea una mă rupea. Mă lăsa fără armură. Stai că mai trebuie să vină. Hai mă, mai sunteți? Ia, încă unul. Hai mor și tu. Bun. Cred că ăștia au fost. Moneta asta nu se trage. Nu se trage. Ok, mi-am făcut armura full. Doar o grenadă, așa. Muniția e că am la toate. Ia-i dacu pe 90 unițel, că nu l-am mai că nu l-am folosit deloc în episodul ăsta. Asta-i. Așa. Ai de capul meu. În loc să apăs fum, am apăsat G și am dat grenadă. Dă încă o grenadă. Eu sunt învățat ca la CS să schimb arma din rotiță și să dau cu grenada. Deci ce avem noi aici? Oare în ce trag ăștia? Hai că îi las să omoară monștrii. Sau mai bine nu îi las. Hai că îl las să descurce singur. Gata. Cred că l-au sfârșiat. L-au sfârșiat. Hai că acum intru eu în acțiune. Cum l-am lăsat pe ăla acolo? Cred că au pași. Asta mi se pare. No, mi s-a părut. Ce mișto l-am lăsat pe ăsta aici? Zici că s-a pus capră. Două uși. Pe unde să merg? Hai pe aici. Ce dă ăla? Haide. Lasă-mă grenezi, firați să-i drept. Încă unul, bă, da, câți dracu, mai vin. Sau s-a închis ușa aia? Și doar mi s-a părut că venea unul. Nu, mai e unul. Hai, bă, mă rădat. Nu-i tu și pe ăsta. Эти просто огромные. Что это за твари? Слышу я о них. Наемники зовут их толстяками. Осторожней с ними. У них тяжелое вооружение. Да я это и сам понял. Și acum pe unde trebuie să merg. Văd că ușa asta e blocată. Și mă, ăla are aruncător de rachete în mână. Că pe acelea văd că nu-i nimic. HP nu-mi trebuie. Hai, da, pacile.
ușa aia pare a fi blocată. Hai mă, nu trage și ăsta. Bă, da, idiot, mai e bou ăsta. Dă bă mitraliera în coa, firațe, direct. Vă omor pe toți. Aoleu, vine și un de la cu rachete. Fugi. Au venit și de aia cu rachete. Asta nu-i prea bine. Ok, hai că l-ai mort. Frate, ai drecu. Ai drecu, vreți să mă omorâți voi pe mine? Marș în puii mei. Aici e bucătăria încolo, e WC-ul. Hai, da la WC-uri. Aici e WC-ul, hai să ne... ce avem noi aici. Da, aici se înmulțesc ăștia și fac pui, se pare. Ată. Aia mai grași și masculi. Alea mai slabe sunt femelele. Și aia să mă dau mai în spate. Îmi dă un oghiar, îmi s-a dus drag toată armura. Trească shotgun-ul. Îi omor foarte ușor cu ăsta. Ii mă, ce suport de hârtie igienică au ăștia. Ok, văd că ăștia au vărsat apă, s-au pișat pe acolo. Și aici e bucătăria unde am omorât pe aia. Ce moacă are ăsta. Hai, dar mai departe. Deci, din partea asta am venit, mergem pe aici. Unul e out, mai vine unul amu. Hai vină încoac, te aștept. Raya al recu să fii. Motherfucker, come here. Sau te pași, mai vine unul. Cred. Sau nu? V-am sărit în apă și mi-am luat de mei, serios. Ok, ușa asta e blocată. Mai au o scară pe aici. Pot să-mi prin apă pe acolo sau pe aici. L. Hai măi, intră. În jos e apă. Hai, da, pacile. Zâmine de altă ăla cu racheta. Stai mă. Monstrul avea voce exact ca la Mortal Kombat când zicea finish him. Racheta nu-i bine. Să fiu atent că ăștia de pățevi sar și ajung la mine. Am nevoie să omor pe ăștia mici. Nu mai am gloanțe, hai dacă pe 90 sau...
Ăla e mort. Și cred că s-a bugat joc, că s-a aude unul care trage în continuu. Bun, și ăsta e mort. De căcatul ăla. Da, s-a buguit jocul, sau de unul care tot trage. Hai, găsești buguri din astea jocuri piratate. Bun, nu știu unde naiba l-am omorât pe ăla moare. Hai că mi-au dat și rachete. Și se pare că aici am terminat și a 10-a misiune a jocului. Și aici se încheie și episodul. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butonul sub videoclip. Și până data viitoare, ca de fiecare dată, ciao les!